Dorim ca Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să ne păzească inimile de orice îngrijorare, de orice frământare. Suntem în locul acesta și vrem să avem bucuria Domnului în inimă. E adevărat că lumea aceasta, în general în Italia, este multă îngrijorare, multă frământare cu privire la cutremur. Psalmistul David spunea însă un lucru: eu m-aș ruga în această zi, Dumnezeu să aducă un cutremur și aici la Corneliano. Nu-i un blestem. Să aducă Dumnezeu acel cutremur al inimii. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu strigă, El despică stâncile. Și psalmistul David în psalmul 4 cu versetul 4 spunea: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat și apoi tăceți. M-aș ruga în această dimineață ca Dumnezeu să aducă acest cutremur în inima noastră. Știți că în Scriptură, în Cartea Faptelor Apostolilor, au fost cel puțin două evenimente în care Dumnezeu a cutremurat locul acela. Când biserica era adunată la oaltă, când s-au rugat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns printr-un cutremur. Nu știu cum a fost acel cutremur, dar cutremurul acela n-aduce pagube. Și este, dacă vreți, o voce a lui Dumnezeu. Când Pavel și Sila erau în închisoare, la miezul nopții se rugau și cântau cântări de laudă și Dumnezeu atunci a adus iarăși un cutremur. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. În această dimineață eu mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească în așa fel încât să se cutremure inima noastră și să recunoaștem vocea lui Dumnezeu și să aducem laudă lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea în continuare vom mai lăuda pe Domnul, vom mai asculta cântări și eu vă rog, pentru că aceste cântări sunt afișate, haideți să cântăm cu toții. Cântarea corului spune: când Duhul Sfânt din cer s-a coborât. Și haideți în această zi să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se coboare și astăzi, să cutremure inimile noastre, să lase Dumnezeu harul și binecuvântarea sa, apoi orchestra va lăuda pe Domnul, după care fanfara va sluji pe Domnul și în urmă vom mai cânta o cântare în comun, însă înaintea acestei cântări, fratele Luigi Mițoi va aduce un mesaj, o motivație pentru a ne închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă fiecare inimă pentru a sluji pe Domnul. Amin.
Dragi oameni ai lui Dumnezeu, mă bucur pentru că mă pot adresa dumneavoastră în numele Domnului și vă pot saluta. Bine ați ajuns, fiți bineveniți, binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Vreau să vă aduc aminte că ziua aceasta n-a mai fost și nu va mai fi. Este doar astăzi ziua aceasta și este darul lui Dumnezeu. Am înțeles că în Italia au murit oameni azi noapte, în dimineața asta, datorită cutremurului și noi am rămas în viață. Ce aveți de gând să facem cu viața asta? Îmi revine responsabilitatea să vă îndemn, să dăruim pentru strângerea, pentru închinarea financiară din această dimineață și o să încep spunându-vă despre bucuria pe care am avut-o anul ăsta împreună cu Biserica Betania să organizăm conferința, la noi se spune convenția din Statele Unite și Canada, am organizat-o la Chicago. Și în serviciul divin de duminică seara, când am cerut casierului să ne spună câți bani am cheltuit, ne-a spus că am cheltuit 262.000 de dolari și aveam în minus 41.000 de dolari. Și pastorul Cristian Ionescu a fost la rând să vină la microfon și să invite biserica să facem colecta. Și biserica a făcut colecta și s-au strâns 42.000 de dolari, adică mai mult cu 1.000 decât ne trebuia. Acolo au fost aproximativ 4.000 și ceva de oameni, probabil că au fost 4.000 de adulți. Poate mai bine de 4.000 de adulți, că s-au vândut peste 4.000 de brățări de intrare. Asta înseamnă că fiecare a pus câte 100 de dolari. Pastorul Cristian Ionescu a fost foarte direct cu oamenii, dar în același timp respectos. Le-a spus oamenilor că e convenția noastră și că trebuie să strângem banii ăștia. Acum eu o să vă spun același lucru dumneavoastră. O să vă spun cam așa. Această întâlnire am organizat-o pentru că am vrut. Această întâlnire am organizat-o în numele lui Dumnezeu. Dacă noi nu dăm bani pentru ca să acoperim cheltuielile, nimeni nu va da bani să acopere cheltuielile. Absolut nimeni din Italia nu va trimite niciun cent, este responsabilitatea noastră. Așa că vreau să vă propun următorul lucru. S-au cheltuit aproximativ 17.000 pentru această conferință. Nu-i deloc mult. Mi-ar fi plăcut să cheltuim 17.000 de dolari pentru convenția de la Chicago, dar a trebuit să cheltuim 262.000. Că așa a fost acolo. Aseară s-au strâns 2.700, adică 3 sferturi dintr-un sfert, niciun sfert din sumă nu s-a strâns aseară. Ar trebui să avem vreo 6 servicii ca să putem strânge suma de 17.000, 7 sau 8 ar trebui să avem, pentru ca în ritmul de aseară să strângem 17.000 de dolari. Așa că eu în dimineața asta o să fac o înțelegere cu dumneavoastră. Dacă fiecare pune în câte 5 dolari, 5 euro, o să se strângă 10.000 plus 2.700, ne mai rămâne doar puțin pentru diseară și o să fim mai relaxați. Mă gândesc că în dimineața asta aici sunt oameni care simt o imensă bucurie în suflet și pot pune 10 euro. Probabil că cineva îndrăznește să pună 20 sau mai mult, dar un lucru este clar, în dimineața aceasta cine are în buzunar 5 euro trebuie să-i dea Domnului, pentru ca să strângem cel puțin 10.000 de dolari și să luăm de pe umerii organizatorilor povara faptului că nu se adună banii aceștia. Scumpii mei, vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu nu ne-a dat aproape cât ne trebuia și ne-a dat mai mult decât trebuia. Avem frigiderele pline, ne uităm la copii cum ne cresc, la nevestele noastre și ne uităm la casele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Noi suntem poporul Domnului. Mie mi se pare puțin jenant ca cineva la convenție sau conferință, indiferent cum se numește ea, să încerce să ne motiveze pe noi ca să ne facem datoria. Eu nu te sun la 6 dimineața să-ți aduc aminte că trebuie să te duci la lucru, că ai copilași pe care trebuie să-i hrănești. Este responsabilitatea dumitale să faci asta și o faci cu tot sacrificiul știind că trebuie. În dimineața aceasta eu nu am venit din America ca să vă spun dumneavoastră că trebuie să punem umăr de la umăr și mână de la mână să ne plătim datoria pe care o avem la această conferință. Știți bine că este o problemă de demnitate și problema noastră. Este o onoare să dăm lui Dumnezeu, pentru că El vede, El știe și El ne va binecuvânta. Așa că vă rog în numele Domnului, minim 5 euro ținem în mână, pentru ca să duruim pentru conferința aceasta, că e conferința noastră.
Sunt oameni care nu au voie să se strângă și să se închine lui Dumnezeu, să se strângă frăția de peste tot și să facă o sărbătoare anuală. Dar noi avem harul acesta, avem toate condițiile, de aceea vrem să ne facem partea pentru că Dumnezeu ne va binecuvânta. O să spun doar două, trei cuvinte de rugăciune, vă rog respectos să vă ridicați. Frații cu cântările vor pregăti două cântări, iar oamenii de ordine care fac colecta să fie atenți, să se ducă peste tot cu săculeții, pentru că au fost persoane aseară care ne-au spus că săculețul de colectă nu a ajuns pe rândul dumnealor. Aș vrea să vă invit să vă aplecați capetele. Tată din ceruri, ne bucurăm înaintea ta de sănătate, de viață, de binecuvântările tale și de faptul că suntem înaintea ta să primim îndurarea și un undelemn proaspăt peste noi. Ne-am ridicat în picioare ca să ne închinăm ție cu o parte din banii noștri. Banii aceștia ni-ai dat tu. Dacă nu aveam picioare, mâini sau ochi, n-am fi putut să-i câștigăm, dar ne-ai dat tot ce ne trebuie pentru ca să ne câștigăm pâinea. Suntem pregătiți să-ți dăruim ție în numele lui Iisus. Este bucuria noastră să ne închinăm înaintea ta, să ajutăm lucrarea ta din care și noi suntem parte. Mulțumesc pentru poporul acesta care e poporul tău, poporul acesta care cântă, se roagă și se închină. Binecuvintează-l și primește jertfa fiecăruia. Mulțumim că tu ne vei binecuvânta cu un cuvânt proaspăt, că ne vei primi rugăciunea și cântarea și ne vei asculta că ești Tatăl nostru. A ta să fie gloria și slava în numele Domnului Iisus și adunarea să spună amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ne bucurăm în această dimineață să-l salutăm și pe domnul consul general, domnul Cosmin Dumitrescu, care este împreună cu noi astăzi. Sperăm pentru seara aceasta să ajungă și domnul ambasador, deși problemele care există în Italia nu știm dacă îi vor permite să ajungă, însă vrem să ne rugăm. Vrem în cele ce urmează să dăm locul câțiva pastori să aducă salutul lor și rog foarte mult să fie cât se poate de concreți și scurți în salutul lor. Îl rog pe fratele Aurel Stănu și apoi pe fratele Mircea Bohotici și pe fratele Vasile Buț să aducă câte un salut din partea bisericilor pe care le reprezintă, după care vom lăsa un timp pentru o familie care să aducă o mărturie de asemenea foarte scurtă, însă cred că este important să înțelegem că noi ne rugăm, trebuie să ne rugăm, dar totodată ne bucurăm că Dumnezeu ascultă rugăciunea. O familie despre care poate medicii au spus nu mai există nicio șansă, o situație care a fost fatală din punct de vedere al oamenilor, însă Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și foarte multe biserici s-au rugat și fiindcă astăzi mulți reprezentanți din biserici sunt aici, vrem să aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru că Scriptura ne spune să ne aducem aminte de binefacerile lui Dumnezeu. Să mărturisim în adunarea cea mare lucrările și minunile lui Dumnezeu. De aceea voi da timp familiei Mardare, după aceste trei saluturi, să aducă mărturia lor. În urma acestei mărturii, îl rog pe fratele presbiter Romică Florescu, de asemenea, să aducă un îndemn pentru rugăciune și pentru rugăciunea care o vom face prin fratele Iulian Polocoșer, ne vom ruga Domnului pentru țară, o rugăciune pentru țară, dacă vreți. Ne vom ruga în mod special pentru Italia, ne vom ruga pentru zona aceasta, ne vom ruga ca Dumnezeu să păzească și să ocrotească mai departe poporul său, să binecuvinteze Domnul țara aceasta, să binecuvinteze Domnul România, care se află astăzi la mari răscruci, la decizii importante pe care trebuie să le ia, ne stau în fața alegeri parlamentare, stau în fața decizii care sunt majore pentru identitatea, dacă vreți, familiei. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să păzească România, Dumnezeu să binecuvinteze Italia, Dumnezeu să binecuvinteze România. De aceea dau locul fraților care să ne aducă fiecare câte un salut și mă rog Dumnezeu să-i binecuvinteze. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru! Vin din zona Verona, Biserica din Verona vă salută, Biserica din San Bonifacio vă salută, Biserica din Ogara vă salută cu harul și pacea Domnului. Ne bucurăm că suntem aici păziți de puterea sa cea mare. Aș vrea ca salutul care vi-l aduc să vă fac o provocare, dacă pot să o numesc așa, în ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia lui Matei. Voi citi 6 versete de acolo și aș vrea ca pentru noi toți să fie un motiv de gândire, un motiv de aprofundare și un motiv să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Capitolul 5, începând de la versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, spune Domnul Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Doamne ajută-ne! Amin! Am înțeles în această dimineață că din dragoste Dumnezeu Tatăl a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să vină în lumea aceasta. Și noi credem că a făcut-o din iubire. Toți acei care ne aflăm în această dimineață în locul acesta, credem lucrul acesta că suntem iubiți de Dumnezeu. Binecuvântăm numele Domnului, la rândul meu aș vrea să vă aduc și eu salutul Bisericii Muntele Sionului, Basiliano Udine, din Psalmul 36, versetul 5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. În ultima
perioadă, toți mai mulți oameni încearcă cele mai ieftine asigurări. În această dimineață am vrea să înțelegem cu toți că cea mai bună asigurare este atunci când venim la Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile le lăsăm în grija Lui și El este acela care se îngrijește de toate nevoile noastre. Binecuvântăm numele Domnului, îi mulțumim pentru lucrul acesta și vă îndemn să vă asigurați la Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Slăvit să fie Domnul! La porunca Domnului Iisus Hristos, dată în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 34, care spune în felul următor: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și adunarea Elim, care dimineața aceasta o reprezintă aici, spune: da, Doamne, suntem aici să o împlinim. Și ca un salut pentru toți frații și surorile prezenți în această dimineață, Apostolul Pavel, ca un imperativ, în capitolul 14 din 1-a carte a Corintenilor, prima frântură din verset spune în felul următor: urmăriți dragostea. De ce? Tot el dă și explicația în capitol anterior, capitolul 13, printre altele spunând: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor, și chiar dacă aș avea dorul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să munt și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu mi-ar folosi la nimic, pentru că dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Amin. Zica binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Marea Puterea Duhului Sfânt în veci. Amin. Suntem aici pentru că vrem să spunem cât de mare e Dumnezeu, vrem să spunem cât de mare e puterea lui Dumnezeu. Poate ziua aceasta puteam să mă fi aflat singur aici, dar vreau să spun că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Un an de zile în urmă am avut o lucrare printr-un frate de la Mansue, soția, și a spus așa: Dumnezeu se va atinge și îți va vindeca plămânii. Întorcându-ne acasă, i-am spus soției: eu nu știu că tu ești bolnavă de plămâni, dar știu că într-o zi voi ajunge la spital și doctorii vor spune că tu ai avut probleme cu plămânii. Asta s-a întâmplat anul trecut. Pe data de 17 ianuarie ne întorceam de la biserică și eram într-o discuție cu soția în mașină, copiii erau în spate și am spus: prea mult ne-a binecuvântat Dumnezeu să putem să facem atât de puține lucruri pentru El. Ne-a binecuvântat atât de mult încât noi ar trebui zi și noapte să facem totul pentru Dumnezeu. Și asta era discuția, întorcându-ne de la biserică spre casă. Și am spus că trebuie să ne angajăm, să lucrăm mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Într-o secundă mi-am întors capul spre soția mea și soția mea atât a zis: amore, ai grijă. O secundă a durat când am tras de volan, am văzut niște lumini în fața mea și ne-am lovit de un cap de pod. În momentul acela nu vă spun ce momente de groază am trecut, pentru că nici copiii nu se auzeau în mașină și nici soția mea. Cu greu am ieșit afară. După aia au început frații de la biserică, de la Mirandola, să sosească.
sunt martor la tot ce au văzut. Îmi aduc puține aminte în primele două săptămâni. Frații mei, surorile mele, țineau ascuns să-mi spună cât de gravă este soția mea. Fetița cea mică a avut de la brâu în jos picioarele în gips. Fetița cea mare a fost operată la cap, iar soției mele centura i-a rupt toată cutia toracică din față și a rupt plămânii. Timp de 5 săptămâni soția mea n-a respirat deloc, dar un singur lucru am crezut în puterea lui Dumnezeu. N-am putut să mă rog, dar atâta am stat și spuneam în continuu: Doamne, eu cred în puterea Ta, nu-i nimic ca la voia întâmplării. De asemenea, fiecare din locul acesta ați înălțat o rugăciune spre ceruri pentru familia noastră. Și în această dimineață suntem aici pentru că Dumnezeu este mare și puterea lui Dumnezeu este mare și Dumnezeu trăiește. Și noi suntem în locul acesta pentru că vrem să ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ați fost alături de noi. N-avem cuvinte să vă mulțumim. Sunt 10 luni de zile, doctorii au spus că așa ceva n-au văzut în viața lor. Au spus că dacă își va reveni, își va reveni de-abia după un an de zile. Sunt 10 luni de zile. Soția mea nu mai are nimica. Plămânii și-au revenit. Funcționează. Asta e puterea lui Dumnezeu. Asta este Dumnezeu la care noi slujim. Și Dumnezeu nu rămâne de rușine. Vrem să vă mulțumim pentru tot. Cu adevărat, doctorii n-au cuvinte, au spus că au ajuns cazuri mai bune la spital și n-au reușit. În fiecare zi îmi spuneau că nu va trăi, va muri, nu are nicio șansă. Plămânii ei au fost striviți, dar Dumnezeu a venit la spital și a întins mâna Lui. Suntem aici ca să vă spunem că puterea lui Dumnezeu este mare. Suntem aici pentru că vrem să mărturisim cât de mare este Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. De asemenea, mulțumim fratelui Marius Livanu și fiecărui conducător a bisericii care a adus înaintea bisericii situația noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că El este bun cu noi și ne iubește și dacă suntem în această zi, în locul acesta, este să împlinim porunca iubirii în cadrul societății. Aceasta este tema în această dimineață, la această conferință. Scumpi frați și surori, suntem în luna octombrie, este toamnă. În toamnă, când ne gândim, este perioada când se strâng recoltele. Cuvântul lui Dumnezeu, scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 35, Domnul Iisus spunea astfel: Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Imaginați-vă un teren în care recolta este gata de cules, gata de secerat, alb. Și ne punem această întrebare: ce-ar fi dacă am mai lăsat o lună? Să nu o culegem acum când este gata. Lăsăm când cad toate frunzele, vine luna decembrie. O mai lăsăm o lună și așteptăm și spunem: așteptăm să vină zăpada. Ce spuneți, este bine? E bine să culegi recolta atunci când a căzut zăpada? Sau când este vremea potrivită? Astăzi, dragii mei, porunca lui Dumnezeu, porunca iubirii în cadrul societății, este aceasta: să ne iubim unii pe alții, noi care suntem copii ai lui Dumnezeu
să iubim colegii de muncă, să iubim țara în care ne aflăm, Italia. Italia găzduiește o comunitate foarte mare de români. Mi-aduc aminte că în anul 2000, când eram la Roma, nu exista oră la care să te urci în autobuz și să nu auzi vorbindu-se limba română. Astăzi, dragii mei, trăim în pace și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Când te uiți la acea pâine care o ai pe masă, vreau să te gândești cât investește Dumnezeu în ea. Se ară pământul. Dumnezeu veghează ca acel bob de grâu din pământ să crească. Investește Dumnezeu pentru fiecare kilogram de grâu 1500 de litri de ploaie. Așteaptă Dumnezeu câteva luni de zile pentru ca tu și eu să am o pâine pe masă. Astăzi, dragul meu, sunt peste 1 milion de români în Italia. Ți-ai pus întrebarea, unde vor ajunge ei? Rugăciunea pe care o vom face în momentele următoare este aceasta: Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare în Italia. Dumnezeu să binecuvinteze Italia, dar să se folosească de comunitatea română. Noi să fim sursa binecuvântării lui Dumnezeu în Italia. Timpul în care Dumnezeu vrea să binecuvinteze Italia este acum. Acum să ne rugăm, acum să ne punem în slujba lui Dumnezeu. Iar în sensul acesta, haideți să ne ridicăm în picioare. Vom sta în duc de rugăciune, iar fratele Iulian Polocoșer va veni în numele nostru al tuturor să se roage și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze Italia și comunitatea română. Amin. Tată din ceruri, îți mulțumesc frumos pentru timpul acesta, Doamne, de închinare. Îți mulțumesc, Doamne, alături de familia din Mirandola, Doamne, și cred că alăturându-ne lor, fiecare dintre noi putem mulțumi, Doamne, pentru purtarea de grijă. Putem să-ți mulțumim din inimă, Doamne, pentru că este îndurarea Ta faptul că suntem aici în această dimineață, Doamne. Îți mulțumesc din inimă pentru lucrul acesta, Doamne. Doamne, venim înaintea Ta să ne rugăm pentru țara noastră, România, Doamne. Acolo ne-am născut, dorul nostru, inima noastră este legată de această țară, Doamne. Ne rugăm să o binecuvintezi, Doamne. Doamne, știm că Tu iubești toți oamenii, dar nu toți pot fi plăcuți înaintea Ta. Ne rugăm așa de mult ca Tu să binecuvintezi, Doamne, țara noastră. În primul rând, binecuvintează, Doamne, părinții noștri, rudenile noastre care sunt acolo, Doamne. Binecuvintează autoritățile, Doamne. De multe ori, prin comportamentul lor, își pierd încrederea, Doamne. Mulți s-au pătat, Doamne, mulți au, Doamne, deviate la principiile corecte, Doamne, dar știu că sunt printre ei oameni morali, Doamne. Ne rugăm să binecuvintezi să fie cât mai mulți oameni integri, Doamne, care să, Doamne, onoreze, Doamne, ceea ce înseamnă principiile morale, Doamne. Te rog să binecuvintezi autoritățile din țara noastră, Doamne. Te rog să binecuvintezi alegerile care vor fi, Doamne. Scoate, te rog frumos, oameni, Doamne, care să, Doamne, ia deciziile cele mai corecte. Doamne, știm că în perioada aceasta în țară, Doamne, sunt frați, surori, oameni care se mobilizează, Doamne, și se roagă și, Doamne, insistă înaintea Ta ca autoritățile să ia în considerare, Doamne, decizia și dorința lor ca familia, Doamne, să-și păstreze linia originală pe care ai trasat-o Tu, Doamne. Ne rugăm, Doamne, mai îngăduie, Doamne, perioada aceasta ca în țara noastră să ne putem bucura de aceste principii, Doamne, care au valoare, Doamne. Ne rugăm, binecuvintează oamenii care pot să ia decizii, Doamne. Ne rugăm, Doamne, și pentru Italia. Doamne, gândul nostru se îndreaptă în această dimineață spre cei care au suferit, Doamne, pierderi materiale, pierderi umane, Doamne, pierderi morale, Doamne, ne rugăm să-i binecuvintezi, Doamne. Doamne, în același timp se înalță mulțumiri din inimile noastre că, Doamne, faptul că noi suntem aici nu este că suntem mai buni, ci este îndurarea Ta. Îți mulțumim din inimă pentru lucrul acesta, Doamne. Te rog frumos, Doamne, ajută-ne să avem empatie, Doamne, să avem milă pentru cei din jurul nostru care mor nemântuiți. Doamne, știm că nu-i de ajuns doar să ne rugăm înaintea Ta, dar este nevoie și de rugăciune, Doamne. Pune în inima fiecare dintre noi, din locul acesta, în mod special, dorința aceasta vie, Doamne, de a căuta pe cei pierduți în jurul nostru, de a-i susține, de a ne ruga, de a le vorbi despre Evanghelie, Doamne. Nu putem să ținem, Doamne, această veste bună pentru fiecare dintre noi și nu ne putem mulțumi că noi suntem bine mântuiți, Doamne, ci ne rugăm să pui în noi această dorință, să aprinzi în noi această dorință, Doamne, ca cei din jurul nostru să fie și ei mântuiți, Doamne. Te rugăm frumos, ajută-ne să avem tot mai mult, Doamne,
dragostea pe care o ai Tu. Vorbind despre dragoste, Te rog în această zi, Doamne, în mod special, pune în noi dragostea aceasta pentru cei din jurul nostru. Dragoste, Doamne, pentru ce înseamnă societate, pentru ceea ce înseamnă să fim corecți în lumea aceasta, Doamne, și ajută-ne să trăim, Doamne, reflectând, Doamne, ceea ce este caracterul creștin din fiecare dintre noi. Mă rog în numele Lui Iisus și Îți mulțumesc că Tu asculți pe fiecare dintre noi. Fii binecuvântat. Amin. Vă invit să vă reașezați. În continuare vom asculta corul de copii intonând două imnuri pentru slava Lui Dumnezeu. Dorim această poruncă a iubirii să o întipărească Domnul și în mintea lor, în inima lor. Una din cântările lor astăzi este despre pace. Noi ne-am rugat pentru țară, ne rugăm pentru pace să fie în lume, să fie în Europa, să fie în lumea întreagă și dorim ca acești copii să se poată bucura atunci când vor ajunge mari de pace, să găsească în lumea aceasta pace, înțelegere, armonie și dorim Dumnezeu să-i binecuvânteze. După cântările corului de copii și corul mixt va lăuda pe Domnul cu o cântare și ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
pregătim inimile noastre și cu toții vrem să cântăm cântarea în comun, Viața fără de tine, după care toți împreună vrem să ascultăm cuvântul Domnului, care va fi vestit în dimineața aceasta prin fratele Liviu Axinte, despre porunca iubirii în societate. Și zic Dumnezeu să-i dea ungere de sus. Amin. Vreau să recitim motoul conferinței acesteia din cartea Evanghelistului Ioan, din capitolul 13, versetul 34 și 35, care spune astfel: Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și a doua epistolă apostolului Petru, capitolul 1, cuvântul Domnului spune astfel, începând cu versul 5 până la versul 7. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori,
Stimați domni și stimate doamne, domnule consul, mă simt onorat să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Livanu și conducerii comunității de Italia pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Vreau pentru început să aduc salutul conducerii centrale a cultului pentecostal din România, fratele Moise Ardelean, președintele cultului, vă salută pe toți cu toată dragostea. Vreau să aduc salutul Bisericii Pentecostale Elim din Piatra Neamț, care este un salut nou și vechi deopotrivă. El este Maranata, Domnul nostru vine să ne ajute Dumnezeu să așteptăm și să grăbim ziua revenirii lui Hristos. Și vreau să vă salut în numele familiei, dorind ca prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi. Încerc un sentiment de emoție. În urmă cu 26 de ani, eram și eu ca unii dintre voi, mergând să-mi încerc norocul pe meleagurile Cremonei, și prima bisericuță, 4 oameni care ne rugam lui Dumnezeu într-o rulotă. Cum să nu fii recunoscători lui Dumnezeu, primind o mulțime de oameni, bărbați și femei, tineri și copii, care se adună într-un loc, în primul rând să-L glorifice pe Domnul, în al doilea rând să vorbească și să cânte, să recite românește și în al treilea rând să vorbească despre un subiect atât de delicat, porunca dragostei în societate. Mă simt atât de mic și îmi dau seama de marea responsabilitate. Pentru că cel care a dat porunca aceasta, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, a putut să spună, așa cum v-am iubit eu. Și îmi dau seama că nota iubirii sună fals în gura unui om care nu poate să răspândească lumină și iubire. Doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvânte pe toți, pentru că cel care a dat porunca aceasta a fost iubirea întruchipată. Subiectul acesta, cuvântul acesta, calitatea aceasta este greu de explicat, dar este frumos de arătat și într-o lume plină de ură, într-o lume plină de indiferență, într-o lume a egoismului, într-o lume în care fiecare își vede de interesul lui, într-o lume a intereselor, pare paradoxal să găsești puterea să vorbești despre porunca dragostei în societate. Dar mai mult, ajut să te întreb dacă ești normal când trebuie să arăți dragostea adevărată care vine din Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Nu-mi propun astăzi să vă vorbesc doar despre dragoste, încercând să vă explic dragostea și iubirea, pentru ca noi astăzi să plecăm cu un bagaj de cunoștințe. Îmi doresc, de la cuvântul pe care Dumnezeu mi-l dă pentru voi astăzi, să vă provoc să arătați dragostea, să arătați iubirea în mijlocul societății. N-au nevoie oamenii de discursuri astăzi, au nevoie oamenii de modele. N-au nevoie de teorii despre iubire, ci au nevoie ca iubirea să fie arătată. Și asta cred că trebuie să fie ținta conferinței noastre.
terminându-se zilele acestea de părtășie, eu și tu să am puterea să mă duc, să împărtășesc iubirea, să fiu iubire, să dăruiesc iubire, pentru că aceasta vine din Dumnezeu. Cel care a dat porunca aceasta are toată autoritatea. Știți de ce? Nu numai datorită faptului că e Dumnezeu, ci datorită faptului că a avut puterea să spună: dăruiți iubirea așa cum ați văzut la mine. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânte pe toți. Mă uit în ochii voștri și aș vrea ca Domnul să ne dea puterea fiecăruia să înțelegem că biserica astăzi este chemată de Dumnezeu să fie acea care să împărtășească, să dăruiască iubirea. Slăvit să fie numele Domnului. Cel care a spus lucrul acesta era Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului spune atât de minunat despre El în cartea evanghelistului Matei, astfel: Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători în secerișul lui. Amin. Dacă vreți să parafrazăm, aș vrea ca rugăciunea noastră către Domnul să fie aceasta: Doamne, dintre noi, dintre noi care suntem astăzi la această conferință, scoate lucrători care să fie gata să răspândească dragoste, să fie gata să dăruiască dragoste, să fie gata care să fie ei însuși expresia dragostei prin ceea ce sunt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iisus, care a dat această poruncă, a văzut gloatele. Oameni buni, tineri și bătrâni, copii deopotrivă, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne spălăm ochii și să vedem gloatele, să-L vedem pe Cel de lângă noi, pe lângă care am trecut cu indiferență de multe ori, să fim sensibili la glasul suferinței, a durerii, să fim gata să auzim geamătul de lângă noi, să fim gata să deosebim o față tristă, un om fără de speranță. Poate vei spune: nu-s predicator. Nu cheamă Dumnezeu doar predicatorii, ci ne cheamă Dumnezeu pe noi toți să răspândim în jurul nostru iubirea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a văzut gloatele și nu numai că le-a văzut, ci i s-a făcut milă de ele. Poate colegul tău așteaptă un umăr pe care să plângă, așteaptă cineva care să-l asculte, cel de lângă tine așteaptă un zâmbet, așteaptă un pahar cu apă, așteaptă un cuvânt bun, așteaptă un gest mic. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a văzut gloatele, dar le-a văzut într-o anume ipostază. Erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor.
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, au văzut gloatele ca niște oameni care au nevoie de Dumnezeu, care caută cu disperare iubirea, care caută cerul, care nu știu încotro s-o apuce. Să nu uităm, dragii mei, Ierusalimul era în mare forfotă, jertfele la templu erau nelipsite, ritualurile erau la ele acasă, programele, slujbele se făceau cu minuțiozitate. Și totuși Iisus a văzut gloatele și i s-a făcut milă de ele. Aș vrea din toată inima ca Domnul să ne binecuvânte în ziua de azi, să înțelegem că dacă vorbim despre porunca iubirii în societate, trebuie ca iubirea să fie arătată, nu explicată, să fie dăruită, nu doar primită. Dumnezeul cerului și al pământului a vrut ca să-și arate iubirea față de noi toți. Și cuvântul Domnului arată prin evanghelistul Ioan. El n-a venit să facă cursuri despre iubire, ci Dumnezeu Tatăl a înțeles că modul cel mai eficient prin care poate să definească iubirea și să o dăruiască neamului de oameni a fost Iisus Hristos, slăvit să fie numele, pe care l-a dat pentru fiecare dintre noi. Iubirea arătată a fost darul nemăsurat al cerului în persoana Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vreau astăzi, dacă vorbim despre porunca iubirii în societate, să ne gândim la aceste două coordonate și apoi cu ajutorul Domnului să putem să discutăm câteva cazuri particulare. În primul rând, ne gândim că modul cel mai înțelept prin care putem să răspândim, să dăruim iubirea în societate este să-L purtăm pe Iisus Hristos în mijlocul oamenilor, pentru că El este dragostea, pentru că El este iubirea. Au încercat împărații pământului să cucerească lumea cu război și n-au reușit. Au încercat să cucerească lumea prin autoritate și n-au reușit. Au încercat să cucerească lumea prin asprime și n-au reușit. Au încercat să cucerească lumea prin legi și n-au reușit. A venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a cucerit lumea prin dragoste, prin iubire. Imperiile au căzut unul după altul. Împărăția lui Dumnezeu crește de la o zi la alta, pentru că ea a fost câștigată prin iubire arătată. Și mă rog din toată inima ca Domnul să ne binecuvânte pe fiecare dintre noi. Dragul meu, tu poți împlini porunca lui Dumnezeu dând iubire în mijlocul societății, ducând în mijlocul oamenilor sursa iubirii, adică pe Iisus Hristos. Stimați creștini, chiar dacă dezamăgesc astăzi, vreau să vă spun că au fost oameni care au încercat să ducă oamenilor societății religia lor și s-au chinuit mult și aceasta n-a reușit să schimbe lumea. Nu religia noastră schimbă lumea, ci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sursa iubirii, El schimbă lumea. Și dacă astăzi oamenii au nevoie de ceva, n-au nevoie de religiile noastre, ci au nevoie de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care dă mântuire. Spunea cuvântul Domnului, ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Au trecut 26 de ani de când eram un tânăr și am venit să lucrez în Italia. E adevărat, am stat doar 3 luni și jumătate, dar timpul s-a scurs. Sunt bunic de 7 ori,
am copii căsătoriți și deja, printre investițiile bisericii noastre, am cumpărat și un loc în care să facem cimitir. După 50 de ani, încep să te gândești la investiții de genul ăsta. La început am făcut doar grădinițe și am făcut doar lucruri pentru copii. Dar vine vremea să te gândești și pentru bătrâni, pentru că îmbătrânim. Eu aș vrea din toată inima ca Domnul să ne binecuvânte, să duce viața, dragii mei. Poate ai 10, 20, 30 de ani de când ești în Italia, te uiți că-ți cresc copiii și abia așa realizezi că îmbătrânești. Erau doi bătrânei la poartă. Aveau în jur de 80 de ani și cum stăteau ei și vorbeau, se gândeau și unul a spus, măi Gheorghe, nu știu ce se întâmplă, la noi în sat nu mai văd oameni bătrâni. Dar ei de fapt erau bătrâni. Așa se întâmplă și cu noi, dragii mei. Trece viața fără să ne dăm seama, vine mormântul. Și bogățiile pe care le-am adunat nu valorează nimic în clipa morții. Și tot ceea ce am avut noi, pozițiile noastre care sunt trecătoare, banii noștri, lucrurile care le-am considerat valori, devin gunoaie în fața gropii. Adevărata binecuvântare de care are nevoie omenirea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ne face promisiunea că dragostea Lui nu se oprește la mormânt, ci iubirea și ascultarea de El ne conduce în veșnicie, în prezența Domnului. Vedeți dumneavoastră corurile, orchestrele, cântă extraordinar de frumos și îl glorifică pe Domnul. Dar vreau să vă pun în fața unei provocări. Te duci și asculți orchestra 10-20 de ani, te plictisești de ea. Te uiți și adruți corul, îl asculți 10-20 de ani și te plictisești. Ai un predicator ilustru, îl asculți 10-20 de ani și te plictisești. Dar de părtășia cu Iisus Hristos nu te plictisești niciodată. De aceea vreau să vă îndemn cu toată dragostea, atunci când mergeți la biserică, mergeți să vă întâlniți cu El. Și dacă vreți să faceți o slujbă eficientă pentru Domnul, fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu să facă misiunea aceasta. Duceți oamenilor dragostea lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Un al doilea gând, o a doua direcție la care vrem să medităm astăzi. Omul lui Dumnezeu, Iacov, a fost un om pragmatic și el spune în felul următor. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însuși. Dar, va zice cineva, tu ai credință, eu am fapte, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Ce vrem să înțelegem astăzi este că dacă vorbim despre iubire ca poruncă a lui Dumnezeu în mijlocul societății, nu putem vorbi sau nu putem să nu vorbim și despre acțiunile noastre și despre iubirea arătată. Dragii mei, se plictisesc oamenii și de discursurile noastre. Dacă în mijlocul nostru vine unul care e flămând, poate îți ascultă predica o jumătate de oră, dar apoi gândul lui pleacă, mă duc acasă, ce voi mânca? Dacă vii și îi spui unui om despre dragostea lui Dumnezeu și că Dumnezeu iubește oamenii și apoi te-ai urcat în mașină și ai plecat și el rămâne în drum fără de adăpost, eu vreau să spun
că predica ta n-are mare valoare. Mă rog din toată inima ca Domnul să cerceteze astăzi biserica, să înțeleagă cea de-a doua dimensiune a iubirii arătate în societate, și anume a iubirii care nu folosește cuvântul, ci a iubirii arătată prin fapte. Știți ce spune tot Iacov? Spune în felul următor: dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Asta este religiunea curată și neîntinată. Dumnezeu, vrând să ne arate iubirea, a dat. Domnul Iisus Hristos, care ne-a dat porunca aceasta, vrând să-și arate iubirea, s-a dăruit, s-a dat și până la capăt. El a plătit cu prețul suprem, a privit spre noi, spre viața noastră, spre păcatele noastre, spre condamnarea care cădea asupra fiecăruia dintre noi. Eu și tu eram condamnați să fim omorâți pe cruce datorită păcatelor noastre. Pe de altă parte, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se uita la dreptatea lui Dumnezeu. Și atunci El a spus: Tată, în solul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și voia lui Dumnezeu a fost ca Domnul Iisus Hristos să vină pe crucea din dealul Golgota și prin jertfa supremă să plătească păcatul tău și păcatul meu, pentru ca eu, într-un mod liber, acceptând jertfa Domnului Iisus Hristos, cu păcatul plătit de jertfa Lui, să pot să am intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Ce dragoste mai mare arătată decât sacrificiul suprem! Eu aș vrea ca Domnul să ne binecuvânte la lucrul acesta și să ne ajute. Dar mă gândeam când fratele Luigi încerca să ne provoace pentru colectă, am întâlnit oameni care spun: da, bine zici, milostenia e pentru bogați. Sunt atâtea societăți pe pământ, atâția oameni care își prezintă proiectele și spun: cei bogați, milionari să dea, noi suntem săraci. Noi nu avem cu ce să ne plătim facturile. Dragii mei, vreau să aduc înaintea dumneavoastră un exemplu. Un exemplu care ne vorbește nouă tuturor. Un exemplu la care ar trebui să medităm atunci când spunem că noi suntem săraci și nu putem face un bine semenului nostru. Putem să tot facem conferințe despre iubire. Dacă eu și tu, dacă mulțimea aceasta de oameni nu-i gata să arate iubirea semenului său, celui de lângă el, toată truda noastră este în zadar. Dar eu cred că astăzi Dumnezeu, din locul acesta, va ridica bărbați și femei care vor înțelege: Doamne, n-am făcut-o, dar de astăzi încolo vreau să merg să duc cu oamenilor pe Iisus Hristos, sursa bucuriei, sursa mântuirii, sursa vindecării, Fiul lui Dumnezeu. Eram și eu un tânăr ca voi, mergeam la biserică, mă duceam la rugăciune în fiecare seară, mă uitam în oglindă și spuneam: stai bine, Liviu, până când într-un moment de criză, când plângeam la căpătâiul unui prieten, în Piatra Neamț, o mare de oameni, Dumnezeu lucrase în viața lui și îl vindecase, dar nu acceptase oferta mântuirii prin Iisus Hristos și a murit în păcatele lui. Și plângeam și mă tânguiam și mă certam cu Dumnezeu și spuneam: Doamne, de ce? Și în mijlocul lacrimilor vine Dumnezeu și îmi vorbește: Liviule, tu plângi pentru prietenul tău,
Dar uite-te în jurul tău. Și ca din somn m-am trezit văzând o mare de oameni. Era un om cunoscut în oraș, un medic. Și vine Domnul și îmi pune o întrebare. Cât te-ai străduit tu să mergi și să mă prezinți pe mine în fața oamenilor acestora? Și deodată am avut un sentiment de rușine. Am început să plâng și am spus, iartă-mă, Doamne, că am fost un egoist. Am mers la biserică, dar m-am dus la biserică să-ți duc lista. Doamne, cam asta ai de făcut azi. Am mers la biserică și am ascultat predici, dar le consumam pentru mine. Am ascultat cântări, dar ele erau pentru mine. Eram un consumator veritabil. Și pentru prima dată în mijlocul lacrimilor am spus, Doamne, iartă-mă! N-am văzut oamenii ăștia. M-am dus la biserică cu Biblia sub braț. Am alergat prin aeroporturi și prin gări, în mijlocul oamenilor și nu i-am văzut, Doamne. Am fost legat la ochi. Și de atunci consider că cea mai înaltă menire a unui om, a unui creștin, oricare ar fi el, este aceasta, să meargă și să-L ducă pe Iisus Hristos, sursa mântuirii, a vieții și a iubirii, în mijlocul societății, în mijlocul oamenilor. Doamne, ajută-ne la aceasta și dacă în urma conferinței acesteia măcar 10 oameni înțeleg lucrul acesta, măcar 100 de oameni înțeleg lucrul acesta, este un mare câștig spiritual și eu mă rog ca Domnul să ne binecuvânte și să ne ajute la lucrul acesta. Apoi am înțeles că dragostea trebuie arătată. Mult timp în urmă, un misionar a mers într-un ținut ostil. În cele din urmă a făcut bine, n-a putut să spună prea mult despre Domnul Iisus oamenilor, ci doar mergea și ajuta pretutindeni și răspândea iubire. Cu timpul bătrânul a murit și a venit un alt misionar și a început să predice și să spună oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. În momentul în care el a început să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, indigenii i-au spus, ce spui tu că a fost acum aproape 2000 de ani? Abia l-am îngropat. Omul ăsta a fost între noi. El a făcut bine. El a fost cu noi. El a arătat dragoste, a arătat iubirea. Ce spui tu că a fost acum aproape 2000 de ani? Dragii mei, când faptele noastre vor străluci ca fulgerul, cuvintele noastre vor răsuna ca tunetul. O evanghelie rostită numai teoretic, o dragoste de Dumnezeu sau iubire de oameni, numai subiect de conferință, este zero. Mă rog ca fiecare dintre noi să plecăm acasă cu provocarea asta, mă cheamă Dumnezeu de astăzi încolo să arăt iubirea, pornind de la nimic. În Cartea 1 Împărați, în capitolul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul îi vorbește lui Ilie și îl trimite în casa unei văduve. O trăi bine Ilie, a fost hrănit de Dumnezeu, dar după câteva vreme pârâul a secat și nu mai cursa apa cum curgea altă dată și nu l-a trimis Domnul la nu știu care organizație de binefacere. Nu l-a trimis nici măcar la un patron puternic, pentru că suntem deformați, dragii mei, crezând că binefacerea trebuie să o facă doar bogații. Îl trimite Domnul în casa unei văduve. Și uitați dumneavoastră ce spune cuvântul Domnului. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, a găsit acolo o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt,
N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior și iată strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o și pe urmă să faci pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, făina din oală nu va scădea și unde lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua în care va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. O mare lecție de viață. Câți dintre noi n-avem acasă o bucată de pâine? Câți dintre noi avem astăzi grija, mă duc diseară și nu am ce să mănânc nimic? Câți dintre noi au coborât la nivelul la care să spună nu mai am de unde împrumuta, îmi va muri copilul de foame mâine? Și totuși, cuvântul Domnului prin Ilie a fost acesta, fă-mi mai întâi mie și apoi binecuvântarea Domnului va fi peste casa ta și tu nu vei duce lipsă. Asta e trăire prin credință, dragii mei. Asta este religiunea curată și neîntinată, să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Asta vor să vadă oamenii într-o lume în care oamenii vorbesc despre Dumnezeu, dar se calcă peste cadavre. Într-o lume în care interesul privat primează, vine Dumnezeu și îmi spune, iubită biserică, arată-ți dragostea față de societate, față de semeni, față de cel de lângă tine, dăruind. Niciodată și niciunul dintre noi nu este prea sărac. Am predicat odată la Piatra Neamț, dărnicia, mod de a scăpa de sărăcie. Știți de ce n-avem? N-avem, pentru că de multe ori ne uităm numai la noi, numai la casa noastră, numai la interesul nostru și facem programe și ne numim creștini. Dragii mei, religiunea curată și neîntinată este să-L vezi pe cel de lângă tine. Întâlnirea cu Iisus Hristos înseamnă să-L vezi pe cel de lângă tine. Zacheu, mai marele vameșilor, când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, face două declarații. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Dragul meu, unde erau săraci până atunci? Erau acolo, dar Zacheu nu îi vedea. În momentul când te întâlnești cu sursa iubirii, când te întâlnești cu Iisus Hristos, în momentul când ești un creștin autentic, n-ai cum să nu răspândești iubirea. N-ai cum să rămâi insensibil la nevoile semenului tău, n-ai cum doar să vorbești despre dragoste fără să o arăți. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să aducă transformare în ziua de azi și să plecăm cu gândul acesta, Doamne! Merg în stânga și în dreapta. Am crezut că această misiune este a păstorului, este a slujitorului, dar am înțeles astăzi că această misiune este a mea și Dumnezeu nu are nevoie de membri, ci Dumnezeu are nevoie de ucenici care să meargă și să-L prezinte oamenilor pe Iisus Hristos, sursa iubirii și a dragostei. Și apoi, dragostea aceasta nu trebuie să fie o noțiune abstractă, ci ea trebuie arătată prin faptele mici. În momentul când începi cu lucruri mici, vei ajunge la lucruri mari.
În momentul când te duci cu doi leuți care i-ai în pormoner, vei putea să te duci când vei avea milioane. În momentul când înveți principiul lui Dumnezeu, când l-ai nimic, îl vei aplica și când Dumnezeu te va ridica. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu este clară. În matematica lumii, a da înseamnă a pierde. În matematica lui Dumnezeu, a da înseamnă să te îmbogățești. Alegeți, dragii mei! Nu este oferta mea, este oferta lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne facă sensibili la nevoile celui de lângă noi, pentru că asta este iubirea arătată în mijlocul societății. Asta trebuie să dea biserica astăzi, într-o vreme de mare confuzie, într-o vreme de mare întuneric spiritual, într-o vreme în care nu se mai știe stânga și nu se mai știe dreapta. Doamne, dă-ne puterea să te vedem pe tine. Apoi, aș vrea să trecem spre câteva lucruri particulare, pentru că sunt lucruri pe care le fac toți oamenii, dar sunt lucruri pe care creștinii practicanți trebuie să le facă într-un mod special. Cuvântul Domnului ne spune nouă în Matei, în capitolul 7, în felul următor. Matei, capitolul 7, cu versetul 12, cuvântul Domnului spune astfel. Ce vreți să vă facă voi oamenii? Faceți-le voi întâi. Principiul reciprocității. Este un caz particular, dragii mei, porunca iubirii în mijlocul societății. Le spunem oamenilor despre Iisus Hristos, le arătăm bunătatea Lui, dăruindu-ne, jertfindu-ne, făcând bine, fiind oameni milostivi. Dar interacționăm. Parteneri de afaceri, colegi de servici, oameni cu care interacționăm. Ce vreți să vă facă voi oamenii? Faceți-le voi întâi. Suntem gata să cântărim toate lucrurile prin principiul acesta? Un adevărat copil al Domnului, în mijlocul societății, va răspândi iubirea când știe să fie corect. Când da va fi da și nu va fi nu. Când cântărirea va fi dreaptă, când vei fi un exemplu. Ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi. Ești patron și te gândești, oare oamenii care stau înaintea ta și așteaptă ziua de salariu, ce îl vrea? Cum ai vrea să se comporte dacă tu ai fi muncitor și el ar fi patron? Eu aș vrea ca patronul, șeful să vorbească frumos cu mine, aș vrea să mă plătească la timp, aș vrea să fie un om onest, să-mi plătească asigurările și să nu mă trezesc că după ce am muncit o viață, n-am drept de pensie. Ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi. Apoi invers. Știți că munca poate să fie o închinare înaintea Domnului? Mai mult vreau să punctez câteva cazuri particulare la care voi să meditați. Știți că momentul în care te ascunzi de șeful tău pentru că o dat și-o plecat în altă parte și te uiți la ceas, l-am înșelat cu jumătate de oră, de fapt ăsta e un furt? Știți că Domnul spune că cui nu-i place să muncească, nici să nu mănânce? Ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi. Este un principiu pe care aș vrea să-l ramificați la toate activitățile dumneavoastră. Cum vrei să vorbească cel de lângă tine cu tine? La fel vorbește tu cu el. Cum ai vrea să fii tratat? La fel tratează. Respectul, respect cere. Dragostea, dragoste cere. Dragii mei, sunt lucruri practice la care aș vrea să meditați. Apoi, sunt și oameni onești în lumea asta care nu s-au întâlnit niciodată cu Iisus Hristos și care totuși la El, cuvântul Lui, cuvânt, corectitudinea-i corectitudine, cinstea-i cinste, munca-i muncă. Dar o citit unul dintre frați că lucrurile astea și oamenii le fac. Trece mai departe
Un copil a Domnului este gata să-și iubească chiar și vrăjmașii. Aici parcă e prea mult. Nu, e prea mult pentru un om fără principii dumnezeiești. Este frumos pentru un copil a Domnului. Frații mei, ce vă spun, n-am citit din cărți. Ce vă spun practic. Și vreau astăzi să zic în fața dumneavoastră că cea mai mare satisfacție o ai când poți să faci cel mai mare bine la cel mai mare dușman. Asta deja e dumnezeiesc. Asta deja te înalță deasupra obișnuitului și Dumnezeu nu cheamă biserica să fie mediocră, ci Dumnezeu cheamă biserica să fie deasupra obișnuitului în moralitate, în trăire, în corectitudine, în muncă, în tot. Îmi place să le spun copiilor la școală, cuvântul Domnului spune că vei fi cap și nu coadă, vei fi exemplu, nu ultimul. Dar ne punem întrebarea astăzi, suntem noi gata să ne iubim vrășmașii? Îmi amintesc că povestea cineva că la o conferință un misionar bătrân a fost întrebat: frate, care a fost cel mai greu moment în slujirea ta? El a stat și deodată începe să povestească. Eram la niște botezuri. Au venit candidații, unul câte unul. Și au început să depună mărturia lor. Deodată vine un bărbat, o statură impozantă, și își începe povestea vieții lui. Eram tâlhar la drumul mare. Trebuia într-o noapte să jefuiesc o diligență. Am comis o eroare, pentru că n-a venit diligența cu cei pe care îi așteptam, ci a venit alta mai devreme. Fără să stau prea mult pe gânduri, am luat și am omorât bărbatul și femeia care erau în acea căruță. Dar un copil a reușit să se facă nevăzut în noapte și striga două cuvinte: Iisus, 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 Iisus. Și pentru că pădurea era aproape, l-am pierdut. A trecut timpul și acele cuvinte m-au măcinat. Oare de ce striga copilul acela, văzându-și părinții morți, Iisus, Iisus? Am încercat să aflu cine e acest Iisus. Asta m-a condus la Scriptură, m-a condus la dragostea lui Dumnezeu și astăzi sunt în apa botezului să mărturisesc credința mea în Dumnezeu. Misionarul spunea că în momentul acela mi s-au tăiat picioarele. Am făcut un pas înapoi. Am revenit, am tras din nou aer în piept și am spus: dragul meu, copilul acela eram eu și cei pe care i-ai ucis erau părinții mei, dar te iubesc în toată inima și te botez în numele lui Iisus Hristos, pentru că El este sursa dragostei și a iertării. Dragii mei, să ne punem astăzi întrebarea: suntem noi gata să ne iubim vrăjmașii? Sau ne dăm drumul la gură? Sau îi condamnăm că tot e libertate și putem spune orice? Sau ne dăm la bat jocuri și la cuvinte care n-ar trebui să fie în gura copiilor lui Dumnezeu? Sunt provocări, pentru că dacă nu ne schimbăm viața, putem să tot facem conferințe și să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu sau despre iubirea ca poruncă a lui Dumnezeu pentru societate. Eu și tu trebuie ca să o arăt
s-o dăruiesc. Și ea culminează, dacă vreți, apogeul, doctoratul în acest domeniu. Îl vei lua când vei putea cu toată inima să faci bine rășmașilor tăi. Nu doar să ripostezi, ci să le faci bine. Și vreau să închei un ultim gând. Se pune întrebarea, care trebuie să fie implicarea noastră a bisericii în societate? Cum putem să ne arătăm dragostea pentru semenul nostru? Cum putem să influențăm societatea în jurul nostru? Care e rolul bisericii? Să facem campanie electorală? Să scriem pe bloguri că ăsta e bun și ăsta e rău? Să ne hazardăm, să batjocorim ceea ce Dumnezeu ne spune altceva, că trebuie să ne rugăm? Știți care este filozofia mea de viață? În vremurile acestea, și auziți-mă bine, cred că vina nu-i nici la Parlament, nu-i nici la Guvern, nu-i nici la Președinție, nu-i nici la cei de la care așteptăm noi vremuri de înviorare, ci mingea, dragii mei, în curtea noastră. Promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Solomon este valabilă și azi. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, se va întoarce cu fața către mine, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Dacă Biserica lui Hristos astăzi, prin moralitate, prin dragoste, prin credință, prin trăire, prin onestitate, prin ascultare de Dumnezeu, prin smerenie, prin trăire reală, prin mărturie vie, va fi ceea ce trebuie să fie. Dumnezeu, pentru biserică, vindecă țara. Și dacă sunteți aici cu perspectiva greșită, că Dumnezeu nu poate să vă binecuvânte decât la marginile pământului, vreau să vă spun că dacă vă purtați bine, s-ar putea să vă primim să veniți la lucru în România. Pentru că eu cred în toată inima că Dumnezeu poate să ridice și țara noastră. Atâta vreme cât sunteți aici, cuvântul Domnului vă învață să vă rugați și să căutați binele țării, întrucât de binele țării în care locuiți atârnă și binele vostru. Dar nu pot fi îngenunchiat așa de ușor, crezând că România este o cauză pierdută, ci cred în toată inima că dacă Biserica Domnului va fi ceea ce trebuie să fie, Dumnezeu își împlinește făgăduința și va vindeca țara noastră. Asta este provocarea pe care vreau să vă fac astăzi. Dragii mei, dacă astăzi, dacă aceste zile am vorbit despre iubire, haideți să plecăm din locul acesta și să arătăm iubirea. Domnul să ne binecuvânte la aceasta. Amin. Aș vrea, ca și exemplu practic, după ce mă voi duce la loc, după ce frații vor anunța ceea ce au de anunțat, în timpul cântărilor care vor urma, să poată fratele de la computer să pună înaintea dumneavoastră câteva fotografii, să vă arate cum a înțeles o biserică din România, fără patroni și fără oameni cu mare vază, singură cu Domnul sau în parteneriat cu frații lor, să arate glasul iubirii în societate. Mă rog ca Domnul să vă binecuvânte. Amin. Nu ne rămâne decât să ascultăm cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care în urma propovăduirii din dimineața aceasta pune întrebarea în fața învățătorului legii și răspunde el, și Domnul Iisus Hristos ne învață ceva. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii: du-te, de fă
Și tu la fel. Amin. Domnul să ne ajute. Aș vrea să continuăm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin fanfara reunită, Domnul să o binecuvinteze. Ascultăm grupul bărbătesc să laude numele Domnului cu o cântare, după care fratele Puiu va lăuda numele Domnului cu o cântare. Ascultăm și corurile reunite și Domnul să fie lăudat în toate. Amin. Thank you.
Să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul!
Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Acesta este motoul conferinței noastre și el izvorăște din o dorință pe care slujitorii din Italia au avut-o în inima lor atunci când s-au adunat pentru a vedea care sunt nevoile bisericii, pentru a vedea care sunt lipsurile bisericii. Și am constatat, cred în unanimitate, că dacă este ceva de care biserica actuală are nevoie, acel ceva este iubirea. Pentru că în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea este comparată cu un foc, cu o flacără. Și se pare că acest foc, încet, încet, se stinge. De aceea am vrut aceste două zile, am vrut aceste întâlniri care le-am avut, să aprindă în noi această flacără a iubirii. Și aseară s-a vorbit despre iubirea în cadrul familiei. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile și să existe iubire până la capăt în cadrul familiei, pentru că sunt prea multe divorțuri. Și asta spune că nu mai există iubire între soț și soții. Sunt prea multe avorturi și asta înseamnă că părinții nu-și mai iubesc și nu-și mai doresc copiii. Este prea multă violență, este prea mult abuz în cadrul familiei. Și am vrut ca Dumnezeu să aprindă această flacără a iubirii în cadrul familiei. Astăzi de dimineață ni s-a vorbit despre iubirea în cadrul societății. Și e nevoie ca și comunitate, ca și biserică, să nu ascundem iubirea ca pe o lumină pe care o punem sub obroc să nu o vadă nimeni, ci biserica este ca o cetate așezată pe un munte la care să privească toți oamenii și biserica să fie un exemplu, să fie un mesager al iubirii. Biserica să fie o purtătoare a mesajului iubirii. Și noi trebuie să arătăm iubirea, în primul rând, prin a duce lumii Evanghelia, prin a duce lumii mesajul iubirii transmis de Domnul Iisus Hristos. Dar apoi acesta nu este suficient, el trebuie să se concretizeze, trebuie să se materializeze în acțiuni sociale cu caracter practic. Să ajutăm pe cei flămânzi, pe cei săraci, pe cei aflați în diferite nevoi. Și de multe ori noi trebuie ca biserică să cheltuim pentru asta, să investim pentru asta. Sunt oameni care au diverse nevoi și Dumnezeu ne-a chemat pe noi să le împlinim. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, în această după-amiază de la ora 4, în ultima sesiune a conferinței, vom avea și tema iubirii, porunca iubirii în cadrul bisericii. Biserica este fragmentată, biserica este divizată și noi avem nevoie ca biserică, în primul rând și în lăuntrul nostru, ca slujitori. Ieri am avut întâlnirea cu slujitorii și ne-am pus problema aceasta, cum este iubirea între slujitori, iubirea dintre slujitori. Cum iubim noi slujitorii, iubim biserica? Cât de mult iubim noi biserica? Și ne rugăm ca Dumnezeu să transmită prin fratele Luigi acest mesaj care să aducă zidire pentru noi și în cadrul bisericilor noastre să fie iubire. Prin aceasta vor cunoaște ceilalți că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Nu dacă vom cânta frumos, nu dacă ne vom organiza foarte bine, nu dacă vom avea televiziuni sau vom avea site-uri web, nu pentru asta, nu prin asta vor cunoaște oamenii că suntem ucenici. Acestea sunt mijloace de comunicare și sunt foarte bune. Aseară au fost peste 3.000 de vizualizări în cadrul internetului,
nu știm dimineața, sperăm să fie mai multe. Și sunt mulți cei care ne urmăresc și online. Cei din Italia care nu pot fi prezenți cu noi, ne urmăresc prin intermediul televiziunii Credo. Sunt mijloace de comunicare. Dar numai prin iubirea care există în cadrul bisericii, numai prin iubirea frățească vor putea cunoaște oamenii cu adevărat că suntem ucenici ai lui Dumnezeu. Și aș vrea referitor la acest verset să aduc doar câteva gânduri, câteva adevăruri care sunt subliniate în mod foarte clar. Voi le aveți scrise în mapele voastre, ați găsit acest cuvânt, mesaj de bun venit și aceste adevăruri, dar vreau doar să le detailez puțin. În primul rând, iubirea este o poruncă. Ea nu este o opțiune. Ea nu este doar un sentiment. Cei mai mulți consideră că iubirea este un sentiment. Te uiți la o persoană și o poți aprecia, îți place de ea și ca răspuns, iubirea. Dar și iubești ceea ce îți place. Iubești ceea ce îți convine. Însă iubirea creștină este o poruncă. Asta înseamnă că ea trebuie să izvorască din inimă, că ea nu ține de cel în fața căruia stau, ci ea ține de mine. Ea este o decizie voluntară, este un act voluntar, dacă vreți. O decizie pe care o iau în inima mea. Pentru că așa ne-a iubit Iisus Hristos, nu pentru că aveam noi merite, nu pentru că eram noi frumoși, nu pentru că eram noi buni, nu pentru că aveam noi ceva care să-i placă la noi, ci El ne-a iubit pentru că iubirea era în El și El este iubire. Dar iubirea pentru noi astăzi este o poruncă. De multe ori merg în familie pentru consiliere și încep imediat protestele, pentru că nu mă iubește. Sau l-aș iubi dacă el s-ar putea așa. Sau aș iubi-o dacă ea ar face asta. Iubirea creștină nu se bazează, nu se centrează pe ce face altul, ce fac alții. Ci iubirea creștină izvorăște din noi și eu iubesc pentru ceea ce sunt eu. Iubesc pentru ceea ce a pus Dumnezeu în mine. Iubesc pentru că am decis să ascult de Dumnezeu și Dumnezeu mi-a poruncit să iubesc. Și eu nu mai spun, nu mă ascultă, mă urăște, mă vorbește de rău sau face orice. Nu, creștinii i-au iubit chiar și pe dușman. Pentru că iubirea este o poruncă, nu este o opțiune, nu este facultativă, dacă poți. Și mulți oameni renunță, se resemnează și spun, eu am încercat. Dar nu se poate. Vreau să spun că dacă Dumnezeu ți-a dat poruncă, El știe cât poți. Și El știe că tu poți să iubești. Așadar, vreau în această zi să-L scuturi pe acest nu pot, să-L arunci și să spui ca și Pavel altădată, pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că Domnul Iisus a venit și ca să ofere un exemplu de iubire și El a iubit. Îl răstigneau. I-au bătut cuie în palme, l-au scuipat, l-au batjocorit, i-au dat o coroană de spini și cu toate acestea, El i-a iubit. El ne-a iubit. El ne iubește. Și iubirea nu este condiționată de ceea ce suntem noi. Iubirea nu este condiționată de ceea ce facem noi. Pentru că El a decis să iubească, să împlinească porunca lui Dumnezeu, porunca iubirii. Așadar, iubirea este o poruncă. Și astăzi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea această putere și noi să decidem în inima noastră că vrem să iubim. Avem noi o cântare frumoasă, vreau să iubesc pe frații mei. Dar apoi iubirea este ceva nou, vă dau o poruncă nouă. Versetul acesta ne spune că există o inovație a iubirii. Ați auzit ce s-a spus în vechime? Să iubești pe prieteni, să iubești pe cei care îți fac bine, pe cei care sunt ca tine, pe cei care îți fac bine. Dar Domnul Iisus a spus, eu vă spun, iubiți până și pe vrăjmași. Iubiți pe oricine. Numai iubiți raportându-vă la ceea ce fac sau spun cei din jurul vostru, ci iubiți raportându-vă la ceea ce sunteți voi. Vă dau o poruncă nouă. Moise s-a coborât de pe munte cu tablele legii în mână și avea 10 porunci și au fost grele.
și sunt grele. Iisus Hristos s-a coborât de pe cruce cu acest mesaj al iubirii. Vă dau o poruncă nouă. Nu vă uitați la ceea ce spun alții. Nu vă uitați la mersul acestei lumi, la filozofia acestei lumi, care iubește doar ce îi place, iubește doar ceea ce satisface, iubește doar ceea ce împlinește. Ci uitați-vă și luați model pe Iisus Hristos, care ne-a iubit fără să avem merite. El ne-a dat o poruncă nouă. E ceva nou, care va uimi pe unii. Dar noi trebuie să purtăm această poruncă a iubirii în inima noastră. Dumnezeu să ne ajute. Versetul acesta însă ne mai spune faptul că există un model al iubirii. Cel mai bine noi oameni învățăm prin modele. Dacă vrei să-ți faci o casă, te uiți la niște modele de casă. Vrei să-ți cumperi o mașină, te uiți la un model și spui, cam așa aș vrea și eu. Și noi cel mai bine învățăm și cel mai bine știm ceea ce vrem atunci când avem un model. Ei bine, lumea are modelele ei. Televiziunea oferă modelele ei, societatea oferă modelele ei. Din păcate, aceste modele încep să fie din ce în ce mai groaznice, din punct de vedere moral. Noi creștinii avem un model de iubire și este un model suprem al iubirii. Și modelul nostru este Iisus Hristos. El ne spune, iubiți-vă cum v-am iubit eu. Dacă ți-ar fi spus, iubiți-vă cum a iubit tatăl tău pe mama ta, nu știu. S-ar putea ca acea iubire a fost puțină sau a fost multă sau poate nici n-a existat și cineva să spună, n-am un model. Dacă ți s-ar spune să iubești cum iubește și ți-ar oferi o familie ca model, s-ar putea să nu poți aprecia ca și un model demn de urmat. Noi creștini avem cel mai înalt model, cel mai frumos model al iubirii, modelul Domnului Iisus Hristos, care ne-a iubit și continuă să ne iubească. Și în această zi, și ca întotdeauna, noi vrem să-L prezentăm lumii, vrem să aducem Evanghelia și Evanghelia îl privește pe Domnul Iisus Hristos. Nu vrem să vorbim despre modelul nostru, așa ar trebui să iubiți, ci trebuie mai întâi și mai întâi să vorbim despre modelul iubirii Domnului Iisus Hristos, pentru că este modelul desăvârșit al iubirii. Dar apoi, versetul acesta mai scoate în evidență ceva, cadrul iubirii. Să vă iubiți unii pe alții. Și când spui alții, Domnul Iisus nu a spus cei care au o anumită culoare a pielii. El n-a spus cei care au un anumit grad de educație, de instruire. El n-a spus cei care au o anumită sumă în cont. El n-a spus să iubiți doar pe cei care vă vorbesc frumos, pe cei care se poartă frumos, să iubiți doar pe cei care vă respectă, vă apreciază. Și el aici, în cadrul iubirii, când a spus alții, îi include pe toți. Și vreau să-ți spun ceva. Din acest alții, din acest cadru al iubirii, ai grijă să nu lipsească nimeni, să nu scoți pe nimeni afară. Am întâlnit oameni care au spus, da, pot să iubesc, iubesc pe unul, am suportat, dar nu, pe omul acesta nu pot. Pe omul acesta nu-l pot iubi, nu-l pot suporta. În momentul în care, din acest cadru al iubirii, ai scos afară o persoană, n-ai împlinit porunca. În momentul în care nu poți să ierți o singură persoană, în momentul în care nu iubești o singură persoană, te-ai făcut vinovat de toată legea, Dumnezeu nu te iartă nici pe tine, Dumnezeu nu te mântuiește nici pe tine și ai renunțat tu de bună voie, printr-un act voluntar, la mântuirea lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu. Când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva oricui, să poți ierta, să poți iubi, așa cum te-a iubit Iisus Hristos. Și uită-te în inima ta, nu cumva să scoți afară pe cineva, să spui, este totuși o persoană, sau sunt mai multe, sau este un grup, sau este o etnie, sau este o minoritate, sau este cineva pe care eu nu-l pot iubi, căruia nu-i pot arăta iubirea mea, căruia față de care eu nu mă pot raporta cu iubirea lui Iisus Hristos.
Dar gândul cu care aș vrea să închei în această dimineață este că acest verset ne arată superioritatea iubirii. Adică faptul că iubirea este cea mai mare poruncă, este cea mai importantă poruncă. Iubirea e mai importantă decât darurile Duhului Sfânt. Iubirea este mai importantă decât credința, decât nădejdea, decât multe lucruri. Iubirea este mai importantă decât cântarea, decât rugăciunea, decât închinarea, decât orice altceva. Dacă nu iubești, toate astea sunt zero, sunt nimic. Dacă nu iubești, religia ta nu-i bună la nimic. Dacă nu iubești, cântarea ta n-are nicio valoare în ochiul lui Dumnezeu. Dacă nu iubești, degeaba vii la biserică. Dacă nu iubești, degeaba poți face lucruri mărețe, extraordinare. Pentru că totul se rezumă la această poruncă. Și asta este o poruncă accesibilă tuturor. Nu poți să spui că e prea înaltă pentru tine, nu poți ajunge la ea. Ea este accesibilă, deși este cea mai mare, ea este superioară tuturor poruncilor. Vechiul Testament prevedea 10 porunci. Și toate sunt bune, dar Noul Testament le include pe toate în una singură, o poruncă nouă, iubirea. Și dacă n-ai iubire, Pavel a spus, dacă n-am iubire, sunt ca un chimval zângănitor, orice aș face eu. Dacă undeva nu este dragoste, de fapt nu este nimic. În absența iubirii nu mai există nimic. Este un vid absolut. De aceea în această zi vrem să ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu cu cea mai mare responsabilitate, seriozitate. Și să rugăm pe Dumnezeu în această rugăciune de încheiere să crească Dumnezeu iubirea în viața noastră. O creștem iubirea. Avem noi cântare și aș vrea să o putem cânta în această dimineață. Și rog grupul să pregătească această cântare. O creștem iubirea. Ne rugăm ca Dumnezeu să crească această iubire în viața noastră. Poate s-a stins iubirea în viața ta, poate s-a stins iubirea în familia ta. Poate ai o persoană pe care nu o poți iubi. În această zi vreau să spun, tu trebuie să iei decizia. Să te rogi lui Dumnezeu. Doamne, eu vreau să iubesc. Vreau să-mi iubesc vrăjmașii. Vreau să iubesc pe cei care îmi fac rău, pe cei care mă vorbesc de rău. Vreau să iubesc, aș vrea ca din cadrul acesta al iubirii să nu lipsească nimeni, să nu scot pe nimeni afară. Aș vrea ca în inima ta, în inima mea să încapă toți, să-i pot iubi pe toți, să nu fie nimeni exclus din acest cadru al iubirii. Vă invit să ne ridicăm cu toții și haideți să cântăm împreună măcar câteva versete din această frumoasă cântare pe care o cunoaștem cu toți. O creștem iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu
invit pe fratele Cornel Burlacu să vină să înalți o rugăciune care o facem înaintea Domnului. În dimineața aceasta avem programat o rugăciune pentru pace în lume. Ca și creștini, noi ducem iubirea lui Dumnezeu, suntem mesageri ai iubirii, mesageri ai păcii. Religia creștină, Biserica Penticostală, duce în lumea aceasta iubirea. Sunt religii care duc ură, sunt religii care aduc teroare, terorism, frică, groază, însă religia lui Iisus Hristos aduce iubire și aduce pace. Noi suntem pentru iubire, noi suntem pentru pace, noi suntem pentru unitate, noi suntem pentru înțelegere, noi suntem pentru dialog, noi suntem pentru ca toți oamenii să aibă parte de iubirea lui Dumnezeu. De aceea vă invit să plecăm capetele pentru rugăciune prin fratele Cornel Burlacu. Mulțumim Domnului pentru această zi și ne rugăm ca Dumnezeu să lase pace în lume. Amin. Tată din ceruri, ne închinăm înaintea ta în numele Domnului Iisus și îți mulțumim pentru ziua de astăzi, care este o bucurie pentru ființele noastre de a sta în prezența ta, Doamne. Îți mulțumim pentru că astăzi ne-ai zguduit la cuvântul care ai spus că n-a mai fost nicio zi ca asta și nu va mai fi, Doamne. Și îți mulțumim că în dar ne-ai dat ziua de astăzi ca să putem cinsti, glorifica și înălța numele Tău. Trăim pe pământul acesta, Doamne, într-o lume în care nu mai știe de frică, nu mai știe de teamă, se mint unii pe alții, se înșală unii pe alții, dar Tu ne-ai chemat ca să răspândim iubirea Ta, Doamne. Și îți mulțumesc pentru cei pe care i-ai chemat, pe care i-ai ales, pe care i-ai sfințit și i-ai spălat cu sângele Tău. Astăzi te rugăm pentru toți acei care au luat decizii în inima lor să Te slujească pe Tine, chiar în afara familiei, în afara bisericii, Doamne, dă-le putere din Duhul Tău. Vrem ca Duhul Sfânt să fie peste noi și în noi, Doamne, să putem să ducem în lumea aceasta vestea bună a Evangheliei. Ne-ai chemat și pe noi, eram în întuneric, Doamne, eram ascunși, departe de adevăr, dar ai venit prin Duhul Sfânt și ne-ai chemat la Tine și îți mulțumim frumos și Te rugăm în ziua de astăzi, lasă putere din puterea Ta, Doamne. Atinge-Te de ochii noștri și vindecă-ne în ziua de astăzi. Atinge-Te de inimile noastre și fă să crească iubirea cum am cântat. Pentru că Tu, Doamne, iubești pe omul adevărat și îl ții lângă Tine, Doamne. Iar pe mincinos îl avertizezi, Doamne, de aceea în ziua de astăzi, fă ca poporul care este aici să fie un popor binecuvântat de Tine, Doamne. Călătorim în lumea aceasta și vrem să mergi înaintea noastră, să-Ți arăți iubirea Ta față de fiecare, Doamne, așa cum ai arătat-o pe dealul din Golgota. Îți mulțumesc, Doamne, și fă-ne ca astăzi, în urma ascultării mesajului Tău, să facem ceea ce Tu ne-ai poruncit. Doamne, fă-ne în ziua de astăzi înțelepți ca să ascultăm de porunca Ta. Îți mulțumim că ne-ai dat viață, îți mulțumim că ne ții lângă Tine, îți mulțumim că ne-ai păzit de planurile celui rău, îți mulțumim că ne-ai ferit de groază din timpul nopții, îți mulțumim că ne-ai păzit de săgeata care zboară ziua și în numele Tău stăm în picioare, Emanuel. S-a mărturisit în ziua de astăzi aici că Tu ai salvat sufletele la moarte și vrem să-Ți mulțumim că ne-ai salvat și pe noi. În continuare așezăm numele Tău peste familiile noastre, așezăm numele Tău peste poporul acesta, așezăm numele peste bisericile care sunt și așezăm numele Tău peste țara aceasta, peste România, peste oricare altă țară. Ochiul Tău cel bun și mâna Ta cea bună să ne călăuzească. Doamne, Îți mulțumim că ne-ai umplut de iubirea Ta și așa cum suntem plini de ea, să răspândim această iubire în jurul nostru. Îți mulțumim și încredințăm toată lucrarea, toate familiile și tot ceea ce se va face în mâna Ta, pentru că vrednic este de laudă Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să luați locurile. În cele ce urmează aș vrea să dau loc domnului consul general Cosmin Dumitrescu, care este împreună cu noi în această zi. Vreau să-i mulțumesc pentru faptul că este cu noi astăzi, a răspuns invitației noastre ca întotdeauna. Ne bucurăm de o bună relație și colaborare cu consulatul general de la Trieste. Mă bucur că este împreună cu noi astăzi și îi dau cuvântul pentru un salut pentru comunitatea noastră.
Domnule președinte Marius Livanu, distinși oaspeți sosiți de peste mări, din țară, dragi români, ca de fiecare dată mă înfățișez în fața dumneavoastră cu emoție. Cu emoția unui român care vine în mijlocul altor români și care se bucură alături de alți români de valori creștine, de valori identitare, de iubire, de gândul pentru un viitor bun. Înainte de toate, vă aduc nu numai salutul meu și al Consulatului General României la Trieste, ci și salutul Guvernului României, al autorităților din România și vreau să spun un bun venit din suflet celor care ne-au onorat astăzi cu prezența la această conferință pentru care vă felicit, domnule Livanu, celor care au venit fie de peste ocean, fie de acasă. Și o să revin la aceste două aspecte. De ce vă felicit, domnule președinte? Pentru că astfel de conferințe, aceea de astăzi, aduc între noi cunoaștere. Ne ajută să ne cunoaștem noi, între noi, ca oameni și mai ales ca români. Ca români care vin și trăiesc românește. Mă bucură că astfel de conferințe se întâmplă aici, în nord-estul Italiei, unde trăiesc peste 150.000 de români. M-a bucurat vara trecută, atunci când am avut ocazia, alături de comunitatea penticostală de aici, să avem oaspeți pe românii noștri penticostali din Chicago, dacă nu mă înșel. Am avut plăcerea să-l cunosc atunci și să vorbesc mult cu domnul pastor de acolo. Și am văzut că, deși unii plecați cu multă vreme înainte de a veni românii noștri aici, în nord-estul Italiei, continuă să împărtășească aceleași valori. Aceleași valori creștine, aceleași valori tradiționale românești, pentru că, dragi români, comunități nu fac orice grupuri, ci grupurile care împărtășesc aceleași valori și aceeași limbă și aceleași tradiții și aceleași idealuri. Idealuri care sunt promovate, atinse și prin libertatea religioasă. România este un stat democratic, un stat european, un stat care garantează libertățile cetățeanului. Printre cele mai importante libertăți este aceea religioasă. Iar aceste drepturi ale cetățenilor români, România le promovează și le protejează nu numai în interiorul granițelor, ci și în afara lor. În Italia, comunitățile românești au fost primite și integrate foarte bine de poporul italian, frate. Comunitățile noastre penticostale sunt printre cele mai bine integrate comunități de români din Europa. Lucru care ne bucură, pentru că intră și în datoriile noastre ca reprezentanți ai statului să ne asigurăm că libertățile cetățenești ale tuturor românilor sunt respectate. De ce o astfel de conferință ne ajută, spuneam, pentru cunoaștere? Cunoaștere în două feluri, stimați români. Să ne cunoaștem între noi, cei de acasă, și felicit pe domnul pastor de la Neamț că a venit alături de noi și mă alătur dumnealui atunci când cu puțină glumă spunea că o să vă primim să veniți să lucrăm acasă și am auzit câteva zâmbete, râsete, pline de iubire, probabil. Să știți că n-a spus altceva decât un adevăr. România se transformă. Chiar și în aceste momente și se transformă în bine și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră vă veți regăsi locul acasă, să lucrați acasă și să trăiți în patria dumneavoastră. Sunt convins de acest lucru. Dar cunoașterea nu este numai între noi. Dragi români, trebuie să ne cunoaștem și pe noi înșine, să ne ajutăm noi pe noi să ne cunoaștem, iar cei care suntem părinți să-i ajutăm pe copiii noștri să se cunoască pe ei înșiși. Pentru că ei, copiii noștri, ca și noi, dragi români, sunt
români nu se pot cunoaște pe ei înșiși fără să-și cunoască propria identitate. Dumnezeu a vrut să ne naștem români. Așa a vrut El. Iar dacă noi nu vom reuși să ne cunoaștem pe noi înșine, oare vom reuși să iubim? Cu mult regret, în misiunea mea pe care România mi-a încredințat-o cu onoare de a o reprezenta și de a-i proteja interesele ei și ale românilor peste hotare, în consulate de la Roma, din Spania, de aici, la Trieste, am văzut mulți părinți care chiar și în consulat vorbesc cu copiii lor în altă limbă. Nu e rău. Întotdeauna îmi spun, îmi povestesc că vorbesc cu ei în altă limbă pentru a-i ajuta pe copii să se integreze mai bine. Nu e rău. Însă oare cât de rău va fi atunci când copilul va crește și se va întoarce în patria lui România și nu va ști să vorbească românește în patria sa? Nu va ști el cine este, care este identitatea lui adevărată, pentru că Dumnezeu l-a născut român și el, nu din vina lui, poate nu știe. Această identitate a noastră ne definește, dragi români. Sunt români plecați de 40 de ani, de 50 de ani, care au murit în străinătate. Nu din vina lor au plecat, dar care au murit gândind și visând românește. Trebuie să ne ajutăm pe noi înșine și să ne ajutăm copiii să-și cunoască adevărata lor identitate de români. Este o îndatorire. Cum o îndatorire este și să fim solidari, nu numai între noi. Trăim cu toții astăzi într-o țară care este încercată greu. Italia este din nou încercată de cutremure. Românii întotdeauna au știut să fie solidari cu poporul italian și vă îndemn să fiți în astfel solidari. Și nu numai acum, dragi români, cu 100 de ani în urmă, la Avezzano s-a întâmplat un cutremur devastator. Acolo, la Avezzano, era un grup de români mare, ei erau prizonieri de război, luptaseră în armata austro-ungară. Nu că ar fi vrut ei, pentru că țara lor, mamă, România, lupta atunci împotriva Imperiului Austro-Ungar. Fuseseră forțați să vină, să lupte aici, în Italia, pentru o cauză în care nu credeau. Ei bine, atunci, prizonierii români au format Legiunea Română, Legiune Romena, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de ea. Ei bine, atunci, acei români au reconstruit Avezzano, devastat de cutremur. Au știut să fie solidari, iar apoi s-au alăturat armatei italiene pentru a învinge un imperiu. Această solidaritate trebuie să o avem nu numai între noi, nu numai în Italia, ci și în România. Majoritatea dintre dumneavoastră aveți familii în România. Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră vă veți întoarce în România. Nu uitați să fiți solidari cu patria dumneavoastră și nu uitați că există această patrie, România, care nu vă va abandona niciodată. Niciodată. Cu emoție am ascultat toate predicile astăzi, vorbind despre iubire. Sunt un umil reprezentant al țării. Eu, la rândul meu, vă îndemn să iubiți, dar să iubiți și patria. Iubiți și țara care v-a adoptat, respectați legile, respectați rânduierile, contribuiți la dezvoltarea ei, dar nu uitați să iubiți patria noastră, România. Să-i cinstiți istoria, să-i cinstiți limba, să-i cinstiți eroii, să o apărați atunci când are nevoie de dumneavoastră, așa cum puteți fiecare. Pentru că și ea nu va uita niciodată să vă apere. Amintesc de curând când români de-ai noștri din alte țări, mai din nord, au avut nevoie de
apărarea României, România i-a apărat. Și, mulțumindu Dumnezeu și oamenilor care au lucrat, și-au recuperat copiii. Iar acum s-au întors în țara lor, în patrie. Pentru că patria e una singură. Felicit corul de copii care a cântat pentru pace. Europa trece prin transformări preocupante astăzi. Domnul președinte Livanu spunea la fel. Pacea este valoarea pe care trebuie să o prețuim la fel de mult ca pe oricare altă valoare pe care o avem astăzi. Mă opresc aici, dragi români. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o, mi-ați trimis-o. O să dau întotdeauna curs invitațiilor dumneavoastră. Vin cu drag de fiecare dată în mijlocul comunităților noastre penticostale. Am făcut-o întotdeauna în Italia și în Spania, acolo unde am avut privilegiu să lucrez. Vă doresc să aveți o conferință cât mai fructuoasă mai departe și Dumnezeu să binecuvânteze România și pe români oriunde sunt ei. Mulțumim domnului consul. Aproape că mi-a furat predica de seara asta. Avem totdeauna o problemă cu consulii. Poate și domnul ambasador, dacă ajunge seara asta, că sunt concurenți la predicare, să-i facă domnul predicatori buni. Oricum, ei sunt un fel de predicatori, pentru că trebuie să duc un mesaj care să ducă la coeziune, la unitate, la solidaritate și ne bucurăm că putem găsi sintonia necesară pentru a conlucra împreună pentru pace, pentru iubire. Dumnezeu să ne binecuvinteze!